Programul Rabla Classic 2019 este disponibil din nou. Începând de săptămâna aceasta, cei care doresc să își caseze mașinile mai vechi de 8 ani sunt așteptați la dealerii auto pentru a se înscrie în program și a-și alege autoturismul dorit. Apoi solicitanții merg la un centru de dezmembrări auto unde vor duce mașina veche. Mai sunt mulți în așteptare, dornici să schimbe vehiculele cu altele noi. Discountul se menține tot la 65 de milioane lei vechi, dar sunt furnizori de mașini care acordă și alte bonusuri pentru mașini electrice, de exemplu pentru cele mai puțin poluante, dar asta e funcție de fiecare furnizor. Pentru această nouă etapă, bugetul a fost suplimentat cu 130 de milioane de lei, bani suficienți pentru 20.000 de vouchere. Programul Rabla Classic a fost suplimentat cu 130 de milioane de lei, sumă care reprezintă aproximativ 20.000 de prime de casare. Astfel, numărul primelor de casare acordate în anul 2019 va depăși numărul primelor de casare acordate până acum de Administrația Fondului pentru Mediu în cei 11 ani de când se derulează acest program, totalizând 55.000 de prime de casare acordate în cadrul acestui an, informează Administrația Fondului pentru Mediu. În județul Olt s-a constatat o creștere a numărului de mașini casate anul trecut față de celelalte etape ale programului Rabla. Anul trecut au venit și au fost scoase din uz 188 de vehicule. A mers bine prima etapă, să vedem cum va să meargă și a doua. Prin programul Rabla Classic, aflat la 15-a ediție, au fost casate peste 550.000 de autovehicule vechi, poluante, și au fost achiziționate peste 300.000 de mașini noi.